Bună, sunt Crina Popescu și vă aștept cu drag la cursurile de fotografie pentru adolescenți la Dallas Go! Cu cât începem mai devreme, cu atât avem mai mult timp să evoluăm, așa că grad de importanță maximă. Diferența majoră e în primul rând de limbaj, în sensul că la cursul de adolescenți va fi un limbaj mai prietenos, mai colocvial, ca să zic așa, în care ne împrietenim mai repede și totul are un flux mai prietenos. Pe de altă parte, cursul e structurat mai ușor, atingem aceleași puncte, lucrăm cu aceiași modificatori de lumină, tot aceleași lucruri în mare le veți învăța, dar nu chiar atât de amplu ca la cursul de adulți. Îi voi învăța partea de comunicare, cu siguranță, cum să lucreze cu lumina, e o parte esențială, în a fi fotograf atât cu lumina naturală, cât și cu modificatorii de lumină. Vom discuta la începutul cursului și despre fotografi celebri, despre epocile fotografiei, cum s-a dezvoltat ea în timp, care a fost creșterea tehnologică, pentru că în decursul timpului aparatele s-au schimbat atât de mult, până la DSLR-urile și mirrorless-urile din ziua de astăzi. Vom trece printr-o mică istorie a fotografiei, în așa fel încât să înțelegeți cum am ajuns aici. Vom intra și în partea de Photoshop Basic, atât cât să le ofere un început, cunoștințele de bază. Cu siguranță vom face multe shooting-uri pe diferite teme, de la portrete până la fashion sau fotografia de beauty. În urma cursului de fotografie, pe lângă faptul că îți dezvolți viziunea asupra lumii, modul în care scoți frumosul la suprafață, îți dezvolți și cunoștințele generale, înțelegi anumite lucruri despre optică, despre corpul uman, despre viziunea oamenilor, dar și o parte psihologică, care eu cred că vă va ajuta foarte mult în a înțelege oamenii din fața voastră, nu doar prin fotografie, ci de a le înțelege limbajul trupului. Cred că una din calitățile principale ale fotografului e să fie extrovertit de la mama natură. Fotograful trebuie să lucreze cu oamenii, trebuie să le descopere unghiurile, să le scotocească în suflet, îmi place să folosesc expresia asta, pentru că trebuie să îi descopere și să-i facă să se dezghețe. Tu ești exemplul, de la tine începe totul. Totuși, dacă un cursant e talentat, dar și timid, cu siguranță e o oportunitate să capete încredere și să devină mai sociabil, să își îmbunătățească tot skill-ul de vorbire. Ceea ce mă inspiră cel mai mult este oportunitatea de a forma o nouă generație de artiști vizuali. Este posibilitatea de a crea o programă nouă, fresh, adaptată zilelor noastre, bazată pe interacțiune și învățarea prin experiență.